Meșfăre istoric sâmbătă la Brăila între Dacia Unirea din localitate și FC Buzău. Elevii lui Cristi Pustai au avut emoții doar în primul minut, atunci când Rafael Stănescu a profitat de o breșă din apărarea Buzăului, a scăpat singur cu Stoian, dar nu a reușit să finalizeze. De aici partida a curs într-un singur sens, cu aspeții la conducerea jocului și cu ocazii la o singură poartă, cea a lui Cristian Andrei. Buzăul a deblocat tabela în minutul 14. După o pătrundere impetuoasă în careua lui Oltean, finalizată cu un șut imparabil sub bara transversală. 17 minute mai târziu, Ecolo înscria pentru 2-0, după o respingere greșită a apărării gazdelor. În minutul 38, conturile erau aproape încheiate. Chică Roșă înscria, în ciuda opoziției lui Andrei, portarul Brăilei, respingând în primă fază. Până la pauză, Buzăul a reușit să mai puncteze odată prin Ecolo, iar orice emoție a delegației oaspete era risipită. Partea a doua s-a constituit într-un recital al lui Chică Roșă, atacantul venit de la Botoșani, reușind să își treacă de 3 ori numele în caseta tehnică, grație golurilor înscrise în minutele 52, 71 și 83. Victoria de sâmbătă o aduce pe FC Buzău la Borna 20, unul dintre obiectivele inițiale stabilite de Cristi Pustai. Etapa viitoare pe stadionul din Crâng vine Unirea Slobozia, una dintre revelațiile acestei ediții de campionat. Partida se va disputa vineri de la 15:30.